Proiectul a avut drept scop descoperirea și promovarea culturii tradiționale din zona transfrontalieră Vidin, Montana, Dolj, prin crearea unui produs turistic nou bazat pe patrimoniul acestei regiuni. Activitățile din cadrul proiectului au fost diverse. Realizarea unei campanii de vot. Ne-am gândit că toate aceste filmulețe fiind puse pe site, să inițiem o campanie de vot care s-a bucurat și de promovare, prin care toți cei doritori, toți cei care iubesc creațiile populare, să poată vota creatorul popular preferat din România sau Bulgaria, din Dolj, Vidin sau Montana. Și în urma acestei campanii de vot, noi să avem oarecum o ierarhie, să vedem care este cel mai vizualizat și cel mai preferat creator popular. În baza acestei campanii de vot, noi de altfel am făcut și invitațiile la următoarele evenimente care le-am organizat cu scopul de a promova acești creatori populari. Este vorba de cele trei festivaluri de cultură tradițională care s-au desfășurat în Craiova, Vidin și Montana, organizarea de training-uri tot așa la Craiova, Vidin și Montana pentru valorificarea produselor tradiționale în produse turistice. De asemenea, am organizat un infotur pentru jurnaliști și tur operatori. Proiectul Valorificarea culturii autentice pentru turismul transfrontalier s-a desfășurat în perioada februarie 2016-august 2017 și a fost derulat de Asociația Transfrontalieră Equilibrium Environment Craiova și Agenția de Dezvoltare Regională și Centrul de Afaceri 2000 Montana.